Vlad, mulțumesc foarte mult pentru această oportunitate și invitație, dar în același timp și cu permisiunea dumneavoastră să vă urez drum lung. Drum lung și cu îndeplinirea unor obiective pe care vi le-ați propus, pentru că, din păcate, din 90 încoace încercăm diverse experimente în ceea ce privește organizarea și asocierea profesională și, până la urmă, iată că n-am reușit suficient. Și cred că multe lucruri, eu o spun și din calitatea de fost ministru, dar și din lucrător în continuare pe domeniul acesta al agriculturii, încă problema aceasta a unui parteneriat care să se impună din partea celor care cunosc realitățile și care lucrează efectiv, nu se simte foarte mult. Și mi-aș permite un îndemn pe care l-am făcut și ca ministru, aceea de a vă întări autonomia. Nu vă duceți spre dependențe de cineva, oricine ar fi, cei care oferă surse în plus financiare pentru funcționalitatea organizațiilor. Nu veți mai avea niciun cuvânt de spus. O spun în calitate de gestionar la vremea aceea a ceea ce înseamnă banii publici. Atunci când cineva te întreabă mereu ce faci. Ori într-o organizație profesională trebuie să ai drumul deschis, precis și clar. Pe de altă parte, sunt multe lucruri care se discută. Eu o spun foarte clar și suntem în pragul de a elabora o astfel de strategie, de o tipărie, acum cu ajutorul Academiei Române a domnului guvernator, domnul academician Muguri Sărescu, s-a lucrat mult la ea, o strategie obiective pentru agricultură și numai economia națională, model economic 2040, cred că în săptămâna viitoare va apărea o astfel de strategie. Nu spun că este precisă și bună, că nu trebuie completată în continuare. Dar dacă ne lipsește ceva în țara aceasta, sunt aceste planuri strategice pe termen mediu și lung, care n-au nimic cu nicio guvernare și cu niciun partid politic. Au ceva cu țara. Așa cum lucrăm acum la ce înseamnă centenarul reformei agrare din 1921 și ești stupefiat cu câtă eleganță și cu câtă forță au lucrat pentru împlinirea unui astfel de ideal. Nu e vorba numai de reforma agrară, ci și de altele. Ori eu o spun pentru că în 1994, când m-am dus ministru, apoi în 2010, când m-am dus ministru, nu era niciun fel de plan, de niciun fel de viziune pentru 2 sau 3 ani sau pentru 5 ani. Și asta este o mare problemă pentru agricultura României. În al doilea rând, ce mă bucur foarte mult, că ați discutat aici de un sistem întreg, care nu este format numai din exploatațiile mari. Dacă nu există aceste exploatații mijlocii, ferma familiară și celelalte, nu există cimentul dintre cărămizi. Este fundamentul. În al treilea rând, vreau să vă spun că insistăm enorm de mult și Vlad știe ce vreau să spun și colegii din presă. Agricultura nu este fondul de dezvoltare a satului românesc, numai ea singură. Odată cu modernizarea înseamnă să limităm locurile de muncă din agricultură. Dar noi n-am creat forme care să absorbă în economie această forță disponibilă de o foarte mare valoare. Este una dintre marile probleme de a dezvolta ceea ce înseamnă o economie complexă la nivelul ruralului românesc. Eu sunt dintr-o zonă necooperativizată. De acolo am venit, din Munții Apuseni. În 1984 aveam 3500 de locuitori și 500 de elevi și 5 școli. În 2018, când împlineam centenarul, mai rămăseseră 1400 de oameni și 80 de elevi și o singură școală. În ce drum ne ducem? Până la dintre marile probleme ale noastre a fost și o greșeală capitală, aceea de a duce elevii cu microbuzul la școală, de nu aduce profesorul la elevi. A fost capitală greșeala. Eu cred că într-o structură de genul nostru de aici nu abordăm numai strict agricultura. O altă problemă, sistemul agricol românesc, piața funciară în România, am spus-o și o spun, nu este o simplă piață. Piața funciară trebuie să îndeplinească o funcție de bază, să formeze un sistem funcțional agricol. Noi nu-l avem. Noi nu putem ajunge din nou la problemele rurale. Atenție mare la ceea ce se întâmplă la această dată. Am văzut istoria, am făcut această analiză în 2018, în vreo 6 analize. Nu este posibil și va trebui să se răspundă la niște probleme extraordinar de mari, să nu ajungem în viitor ca noi să creăm mari piedici în economia națională prin dezvoltarea aceasta care nu are niciun sens. O altă problemă, și probabil va te surprinde pe unii, cum am adus în centru atenției discuția despre ferma de subzistență sau semisubzistență? Ce sunt alea? Nu există așa ceva. Cea mai integrată formă de agricultură din România a fost gospodăria țărănească.
Cel puțin în zona Munților Apuseni și în Transilvania și în Ardeal, acolo găseai și găini și ouă și bacă de lapte și produse lactate și tot. De la ce înseamnă subsistența? Părinții mei au avut 3 hectare. Noi va trebui să revedem acești termeni și să revedem cum putem veni pe structuri și legea muntelui care a apărut în perioada când a fost colegul Daia ministru, vreau să vă spun că este o bază pentru o anumită zonă de dezvoltare, tocmai în acest sens. Și nu face mare lucru pentru ea. O altă chestiune. Discutăm despre multe măsuri care le luăm. Să știți că atâta timp cât Bărăganul de la 1 iulie și până în octombrie este uscat, nu vom rezolva problema agriculturii. Problema agriculturii nu se rezolvă și îmi pare rău, chiar dacă unii nu sunt de acord cu ce spun eu acum. Numai cu irigațiile. Eu trebuie să creez forme care să-mi tolereze seceta atmosferică. Pentru că plantele noastre se sufocă, oameni buni. Nu din cauza rădăcinii, din cauza închiderii stomatelor din frunză. Noi nu discutăm, fiziologii noștri ar trebui să discute mai mult de treaba aceasta. Și nu întâmplător discutăm acum și Pactul Verde European, uite, sunt aici în fața dumneavoastră. Pot să jur că nu se va putea realiza dacă baza de cercetare, biotehnologiile, nu vor fi acceptate. Nu se poate. Acum se caută, și mă uitam și în Dobrogea, acele plante care rămân verzi pe seceta verii, pentru surse de genetică, pentru toleranță și rezistență la secetă. O spunem de 20 de ani. Abia acum începem să discute problema, oare ce vom face? România nu avea voie și nu are voie să se oprească. S-a oprit 20 de ani aproape, cu multe, multe lucruri. O altă problemă. România nu va putea trăi și nu veți putea face performanță dacă în România, și nu pentru că eu conduc acum cercetarea agricolă, pentru că o fac de 50 de ani. Și cu cânepa am avut probleme, și cu biotehnologiile am avut probleme, și cu calitatea culturilor și producției agricole românești. Dacă trăim din importuri, oameni buni, inputurile le vedeți foarte bine, cei care lucrează mai ales în zootehnie, că sunt extrem de scumpe, 30% din costuri. Este inacceptabil să mergem cu astfel de probleme. Imediat am încheiat. Este o luptă teribilă pentru a reveni la ceea ce înseamnă această particularitate a României. România este singura putere agricolă din Europa care este dependentă de importuri. Cum e posibil așa ceva? Ce am făcut noi și eu? Ce am făcut atâția ani? După ce am luat măsuri, au venit alții și au făcut populisme și altele. Nu recordurile. Pe mine mă interesează valoarea producției agroalimentare a României, care este de 15-16 miliarde, o să vedeți. Aici este marea problemă a tinerilor, de a-și face acea diferență de afaceri până la 40 de miliarde de afaceri. Iar noi nu vom rezolva problema pieței cu un port al Constanței închis, cu 4% din capacitatea noastră de a exporta direct de către fermierii români, și o face Angel de la Craiova, atâta timp cât eu n-am deschiderea ca să pot exporta dincolo de ce înseamnă limita silozului de pe docurile la Constanța. Prețul grâului nu se formează la fermă la dumneavoastră, după ce se cumpără în portul Constanța. Nu e normal. Și vă dau acea o chestiune și m-aș bucura să fie ștereziunea română. A sunat-o atunci pe doamna Monica Giurco, pe care o respect și nu-i vina ei. Dar înainte de a se începe recoltarea grâului, și nu este prima dată în România, o emisiune la televiziunea română, o spun public acum, grâul românesc totul este furajer, un reprezentant undeva din zona industrializării. Și nimeni n-a zis nimic. Și o spun aici pentru că după respectiv a urmat un demnitar din Ministerul Agriculturii. N-a spus nimic. Cum e posibil să accepți pe un post de televiziune să spui că grâul românesc tot este furajer? Pe de la început ai anihilat valoarea unui produs de primă importanță pentru piața noastră. Și mai e o problemă și cu asta închei. Și atrag atenția pentru că nu întâmplător și o spunem de ani de zile. Ne discutăm de performanțe în fermele zootehnice. Păi zootehnia reprezintă la noi 23-24% din valoarea globală. Oameni buni, până nu trecem de 50%, noi nu putem discuta de durabilitate de sistem. Pentru că prin zootehnie este prima transformare și valoare adăugată. Iar dincolo de ea, noi nu să putem, și atenție, suntem pe locul 2-3 la anumite categorii, atâta timp cât eu nu expor material biologic și import material biologic, nu avem nicio șansă de reașezare în normalitate. Eu vă spun pentru că pornesc și acum, ieri am venit la Pitești, îmi trage autostradă sau drum rapid prin Institutul de Pomicultură de la Pitești. Păi Institutul nu este simpla unitate, noi trebuie să le lansăm pomicultura, da, cu programul pomicul și cu celelalte. Cu ce-l fac, cu material de import? Eu trebuie să produc în România, să-mi regestionez aceste valori. Uitați-vă ce am făcut la vița de vie prin import, uitați ce am făcut la pom.
la alun, aducem alun din Italia. Domn președinte, chiar am depășit, mulțumesc, vă rog foarte mult. Pentru aceasta am ținut mult să mulțumim, 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 domnule președinte.